Wow, 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 câți copii sunt în dimineața asta aici. Bună dimineața! O să vă întreb ceva. Câți dintre voi au un ceas? Unu. Ai ceas acasă? Ai acasă? Ai și tu ceas acasă? Și tu? Și tu? Ai pe telefon. Și mai bine. Și mai bine. De ce ne trebuie nouă ceasuri? Cine poate să-mi spună? De ce ne trebuie ceasuri? Ia să vedem. To tell time. To tell time. Și ca să știi timp. Ca să știi timpul. Exact ca el. Exact ca el, exact. Deci ca să știm timpul. De ce e important să știm timpul? De ce ne interesează timpul? Când să vedem, când să mâncăm, sau să dormim, sau să ne ducem la un... Trebuie să știm când să mâncăm, când să dormim, când să mergem la un appointment, da? Și când trece ziua. Ok, ok, bine. O să vă povestesc ceva ce s-a întâmplat cu multă, multă vreme în Anglia, când ceasurile nu erau așa accesibile. Lumea nu-și permitea să-și cumpere ceasuri. Știe cineva cum se numește un magazin unde se vând ceasuri? Numai ceasuri. Știe cineva? Time clock? Yeah. Father time? Father time, yeah. În românește îi spune ceasornicărie, de la ceasuri. Ceasornicărie. Și la magazinul de ceasuri sunt numai ceasuri. Și într-o localitate mică era un magazin de ceasuri și în vitrină era un ceas mare. Și fiindcă lumea nu prea avea ceasuri la mână, erau foarte scumpe, ori de câte ori cineva vrea să știe cât e ceasul, trecea pe acolo prin orășel mic, se uita, a, e de vreme, e atâta, e 3, e 4, e 5, trebuie să mănânc, am appointment, trebuie să mă culc. Toată lumea se uita la ceasul din vitrină. Până într-o zi, într-o dimineață, ceasul s-a oprit. Și copiii care mergeau spre școală s-au uitat la ceas. Oh, avem timp, hai să mergem în parc să ne jucăm. Oh, sunt în parc, s-au jucat, că e timp, s-au întors. Oh, mai avem timp. Lumea care mergea la servici s-a uitat la ceasul din vitrină. Oh, avem timp, înseamnă că am plecat prea devreme de acasă. Mai stau, merg mai încet. Lumea care trebuia să plece să prindă trenul s-a uitat la ceas. Oh, avem timp. Mergem încet spre gară. Ce credeți că s-a întâmplat ziua respectivă? Cine poate să spună ce credeți că s-a întâmplat în ziua respectivă? A fost chaotic. A fost chaotic. Toată lumea a fost întârziată. Toată lumea a fost late. Extremely late. Care poate să fie the point of the story today? Out of this. Să ai un ceas la tine care merge. Să ai un ceas la tine care merge. Bun. E important. E important. Să ai baterie. Și mai bine. Și când nu știi timp, nu ai pace. Când nu știi câte ceasul, n-ai pace. Altceva? Și dacă ceasul tău nu mai merge, tu poți să faci un ala ceas care vine soarele și lumina. E greu. Dacă e seară, s-ar putea să ai probleme. Să nu fie suficientă lumină să vezi câte ceasul și atunci ești în probleme. Dar mă gândesc la un alt lucru și mă gândeam săptămâna asta la un lucru când mă gândeam la povestirea asta. Câteodată, noi suntem exact ca ceasul din vitrină. Facem câte o decizie și lumea se uită la noi și they're getting confused. Nu știu exact ce să creadă. Că noi nu facem numai decizii bune. Facem decizii numai bune? Nu. Eu am știut că când ai zis, dar eu nu știu foarte bun românește, sau eu nu am pot să zic. Okay. Spune în engleză, cum te simți tu confortabil? So, mi-a venit în minte lucrul ăsta. Câteodată suntem ca ceasul din vitrină și facem niște decizii sau ne purtăm într-un fel sau facem anumite lucruri și noi spunem că ne afectează numai pe noi. Ceasul zice, ok, m-am oprit că sunt obosit. Mi-a oprit că mi s-a terminat bateria. La sfârșitul zilei, copiii au ajuns târziu la școală, oamenii au ajuns târziu la serviciu, oamenii au pierdut trenul. Aș vrea să vă ne gândim totdeauna că deciziile pe care facem noi nu ne afectează numai pe noi. Lumea se uită la noi. Lumea din jurul nostru se uită la noi.
Și dacă noi ne oprim sau noi nu arătăm timpul cum trebuie sau noi nu-l arătăm pe Dumnezeu cum e așa el, cum e el, atunci oamenii trag o concluzie greșită. Și mulți dintre ei poate că vor fi late pentru God's kingdom. Exactly. Exactly. Thank you very much.